ați venit la un nou episod despre fantoma lui David. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marusiancu, iar astăzi, băieți, facem continuarea clipului de ieri, pentru că ieri am postat primul videoclip despre fantoma lui David și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și vreți neapărat să vedeți cum se termină toată povestea asta și totodată ce se întâmplă cu frățiorul David. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și în cazul în care vedeți clipul ăsta prima dată, duceți-vă înainte să continuați clipul. Duceți-vă neapărat în descriere că v-am lăsat partea 1 și uitați-vă acolo. Da, eu zic să începem cu a doua parte din fantoma lui David. Ok, fraților, suntem aici pe videoclip și nu o să vă zic eu ce s-a întâmplat în clipul trecut, în cazul în care nu v-ați uitat, dar acum băiatul ăsta o să fac așa o recapitulare de 10-20 de secunde ca să înțelegeți și voi povestea despre fantoma lui David, în cazul în care și eu am uitat puțin, hai să vedem. Deci Adam Ellis, știți pe frățiorul ăsta? Called Dear David. Dear David. Soon, it seemed that the dreams might be a bit more than imagination, as strange things begin to happen around Adam's apartment. Deci frățiorul Adam Ellis ăsta, scriitorul de creepypasta-uri, avea coșmaruri despre un băiețel numit dragă David, adică David, frățiorul David, care era fantoma unui copil mort. Inițial credea că e doar imaginația lui, însă după cum știți și în episodul trecut, au început chestiile să fie cat cât mai reale. Da, și pisicile lui au luat-o razna, toate. Video, Adam Ellis had just left for an early October trip to Japan. Da, și da, data trecută, în cazul care nu v-ați uitat, suntem la partea în care el a plecat de două săptămâni în Japonia. Și după a revenit. Hai să vedem. Ok. Deci când a venit din Japonia, din nou a început chestii de ciudate. Two bulbs in his hallway burned out within a span of days. And then the backlight on his TV began to randomly flash on and off. Ok, deci de data aceasta, fraților, când a revenit, Adam Ellis din Japonia a început să aibă probleme de electricitate, foarte, foarte multe probleme de electricitate și foarte multe probleme de lumină, bulbul de pe hol, clipărea non-stop, ăsta din spatele, lumina din spatele televizorului, iară, se făcea foarte, foarte nașpa, deci a început să aibă probleme de electricitate. Prima dată avea probleme că îi picau chestiile de pe masă, din dulap, acum are alte probleme. Even with the power off. Mamă, și cica... Boi, avea probleme cu lumina chiar dacă nu era, boys, chiar dacă nu erau luminile băgate în priză. Asta e foarte ciudat. Mamă, și din nou pisicile lui stau acolo. Mamă, și așteptau pe cineva la ușa asta. And finally, Adam himself once again started to experience bizarre, unnerving dreams. Mamă, și din nou Adam a început să aibă să experimenteze vise ciudate. Have a friend come over and do a quote spiritual cleansing of his apartment. Ok, băieți, aici devine destul de interesant. Știi că Adam și-a chemat un tovarăș de-a lui să facă un fel de curățare spirituală a apartamentului lui. Știi ce zic? Adică într-un fel să dea spiritele afară dacă într-adevăr există spirite. Mamă, deci un ritual care dă afară, na, demonii. Adam said that things appeared to return to normal. Ok. No strange dreams. Ok, boys, mamă, deci nu cred. Oare a mers chestia asta? Deci că Adam, după ce a făcut ritualul ăla cu tovarășul lui, au observat că lucrurile au revenit la normal. Nu a mai avut vise ciudate, nu s-au mai întâmplat chestii ciudate. Poate era el, efectiv voice, poate el era așa împăcat cu mintea că a făcut ritualul ăla. But that didn't last long. Dar nu a durat mult, exact. Adam Ellis went into the kitchen to grab a beer from the fridge and noticed both of his cats staring out his second story window. When he looked out, he saw someone standing on the roof of the building next door. Staring back at him. Mamă, fraților, fiți atenți. Da, chestia asta cu ritualul n-a mai durat mult, până când frățiorul Adam s-a dus într-o noapte să-și ia o bere și când s-a uitat, vedea că pisicile lui efectiv se holbează la cineva pe geam. A ieșit și el și pe celălalt într-un fel acoperit și e destul de complicat, stătea cineva care se holba la el și chestia asta, băiatul ăsta, chiar dacă nu se vede prea bine, seamănă cu un copil mic. Pă bune, dar nu se vede așa de bine. Așa, a făcut o poză. A făcut prima poză, ați văzut-o și asta e a doua, dar nu mai e nimeni aici. Adam was convinced that it was the ghost that had haunted him for months. Mama, e convins că a revenit David. Tweeted, I'm sure it was him. He's not going away. I don't know what to do. Și pe 26 octombrie 2017, fraților, a mai pus un nou tweet unde a spus că sunt 100% sigur că a fost el, nu vrea să plece, nu știu ce să fac. Soon after the incident, Adam had another dream about Dear David. Mama, și-a mai avut un vis, Adam. He says he had a nightmare where he saw Dear David sitting in a chair near his bed. Ma. In the dream, Adam grabbed his phone from his bedside and started snapping pictures.
He says David slowly limped over to his bedside until they were face to face. Mamă, deși că a avut un coșmar în care el stătea în pat, s-a trezit odată și lângă el pe un scaun stătea David. Și ce a făcut de data asta, a zis să schimbe într-un fel situația și și-a luat telefonul și a început să facă poze. Și cu cât făcea mai multe poze, cu atât David asta se apropia din ce în ce mai mult de la, adică făcea o poză, ăla mai făcea un pas sau ceva de genul, până când au ajuns să fie față în față, să se uite ochi în ochi. Mumbled incoherently as his eyes rolled back in his head. Mamă, mamă, știi că n-avea ochi, avea numai, n-avea pupile astea negre. Then suddenly Adam woke up in a panic. Mamă, și după s-a trezit din nou asta. Și desigur că după ce s-a trezit, din somn, nu mai era fantoma lui David acolo, a fost doar un vis din nou, a revenit coșmarurile. Except Adam found the pictures that he thought he'd taken in a dream were actually on his mom. What? Ok, băieți, și că v-am zis că a făcut combinația asta, i-a făcut poze, însă acum a găsit pozele. Adică în telefonul lui, chiar dacă alea le-a făcut într-un vis sau poate nu a fost un vis. Nu știu, bă, ce da, și că astea sunt efectiv. Uitați-vă aici, pictures actually posted on Twitter by Adam Merritt, adică sunt fotografiile lui postate pe Twitter. Nightmares, nothing happened for another week. Pentru o săptămână nu s-a mai întâmplat nimic, a? Strange noises coming from the attic above him. Odd thumps, multiple loud crashes, and even something that sounded like footsteps crossing his ceiling. Ok, bă, deci băiatul ăsta o duce din probleme în probleme. Prima dată, frate, l-a văzut în primul episod că avea probleme că îi picau chestiile de pe masă, din dulap, din toate chestiile astea. După a avut probleme cu electricitatea și acum, boys, are probleme cu sunetele. Simte că e o cămăruță deasupra lui și tot se aud sunete. Parcă merge cineva pe acolo, parcă trântește cineva chestii pe acolo, iar are probleme cu sunetele acum. After these sounds continued several nights, mamă, decided to investigate. Mamă, voia să investigheze. Ok, fraților, în pod se ducea. So instead, Adam tried using a telescoping utility pole, planning to push the hatch door open to see if a squirrel or some other animal had somehow gotten into the attic. Ok, fraților, inițial Adam ăsta credea că a mai intrat un animal acolo și de-aia sunt toate chestiile astea, a intrat ceva animal. După cum vedeți, ăsta e pe bune, gen intrarea în podul lui, gen real, adică nu e o poză de pe, e efectiv podul lui. Și a încercat cumva, nu știu ce, cu ce dispozitiv să deschide chestia asta, hai să vedem dacă ne arată. Da, uite-l, ia. Ok, asta e o coadă de motor sau ceva de genul. Nu? E ceva așa, un băț. Mamă, dar e înalt, rău de tot bățul ăsta o fi. Ia să vedem acolo. Mamă, dar e înalt bățul. Ok, vrea să deschide aia, hai să vedem. Bă. Ha, mă, fă ceva. O picat ceva, what? Ok. Bă, a picat ceva. Uite-l pe el. Acum cred că o să închide filmarea. Mamă, când a deschis puțin a și picat. Ok, asta a picat ceva pantof de ăsta așa mai clasic, mai de modă, care era rupt și foarte, foarte vechi și murdară. After this incident, Adam decided that he had had enough of investigating the attic space himself. He texted his landlord and told him that he thought there was something, perhaps an animal, living in the attic crawl space. Ok, boys, fiți atenți. Și Adam ăsta s-a săturat de toate chestiile astea și i-a dat mesaj la băiatul care deține apartamentul, că el stătea în chirie și i-a zis, bă, să vină să scoată ce-o fi acolo, în podul ăla. Și zic că e ceva care nu lasă să-l doarmă. A venit ăsta? Și nu era nimeni, boys. Mamă, nu era nimeni în pod. Mamă, era o chestie de-asta. Mamă, fraților, fiți atenți. Deci a găsit o de-asta, o biluță mică verde. Mamă, știți, dacă mai știți voi, ăsta, Dear David, apărea doar pe scaunul lui verde. O fi că verde-i culoarea lui preferată sau care-i treaba, nu știu, boys, dar și că eu cred că cu aia era David acolo și dădea în pod, știți, să se audă, că a zis că se tânteau chestii și de câte a văzut nu erau așa de multe chestii, ci că după nopțile viitoare, gen ce le-au avut după câteva zile, erau din ce în ce mai ciudate și avea coșmaruri și mai mari. Mamă, 100% simțea că e cineva în cameră. So Adam put a camera in his bedroom. Mamă, și-a pus o cameră. Ok. All night long. Mamă, fiți atenți, și-a pus o cameră și a setat să facă o fotografie la fiecare un minut. Ok.
Hai să vedem. Next morning, Adam awoke to find that the camera had mostly just captured hundreds of photos of him sleeping quietly in bed. But as he scrolled through the photos, mamă, fiți atenți, fiți atenți, că a găsit ceva, a găsit ceva în fotografii. Fiți atenți, voi, fiți atenți. His blood ran cold. Mamă, uite-l. Uite fantoma lui David. Staring at Adam as he slept. Uite-l, bă, acolo. In the next photo, David appears to be staring at the ceiling. Then he collapses onto the chair. Mamă, știu, a picat, deci a zis ăsta, bă, că cu fiecare poză pe care o face, parcă vine așa din ce în ce mai aproape, a picat de pe scaun. In the next few photos, David is gone. Și după a plecat, boys. Nothing can be seen in the pictures but Adam Ellis sleeping in bed. Mamă, uite, și el doarme aici, jos. Uite, el doarme aici, boys, în cazul că nu vedeți unde e textul ăsta. Mamă, și a mai apărut odată aici, fix lângă patul lui. V-a zis frățiorul, deci cu cât face mai multe poze, cu atâta la vine din ce în ce mai aproape. Așa a fost și data trecută. Bă. Mamă! Mamă, păi dacă mă trezeam cu ăsta. Mamă, și după se uita la cameră. Și după a dispărut. Dar mi-era încă o ultimă fotografie. Very near the camera. Mamă, frate, așa mai apărut și chestia asta, boys. Deci a venit David ăsta, a venit la cameră. Mamă, deci măcar pe mine am pielea de găină, băi. Adam Ellis tweeted, I'm at a loss for words. That malformed ear, that stringy. Dar mă uitați să vezi cineva aici. I didn't even know what to think. Mamă, băiatul ăsta nu mai știe ce să facă. A fost postat, după cum vedeți, boys, că e aici, la 4:25 dimineața, 13 decembrie 2017. Ok. Na. So that's the creepy story of Dear David so far. Și până, na. Și momentan, fraților, da, fraților, deci acum vă cer părerea voastră. Voi ce credeți, băieți, e povestea asta reală sau băiatul ăsta e foarte, foarte paranoic? Că, după cum am zis prima dată, nu ar avea de ce să feicuiască, pentru că el nu are nevoie de atenție. E unul dintre cei mai mari scriitori de creepypasta și el oricum n-a face o tonă, are o tonă de vânzări, face o tonă de bani, n-are nevoie de atenție, din câte, na, cam așa cred eu. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like. Momentan nu s-a mai făcut niciun update, să spunem așa, de important la fantoma lui David, dar cu siguranță când o să se facă, o să revin cu un nou videoclip. Eu am fost Marusian, cu vă urez o zi minunată, v-am pa pe toți, pa, pa!